Bună, dragii mei, dragele mele, ce faceți voi, cum sunteți, o duminică minunată să aveți. Mâine deja este 1 mai, da? Prima zi din luna mai. Mai un muncitoresc, ca pe timpul lui Ceaușescu, he he, vă aduceți voi aminte că se cânta cântece, dar pe timpul se mergea la grătar, afară și eu am fost un pic la iarbă verde cu fetele, astăzi am fost, mâine nu știu dacă mai merg, să ne relaxăm în natură, da? N-am făcut niciun grătar, n-am nimic, ne-am dus numai așa, așa că ce să vă zic, vă doresc o lună minunată de mai, o primăvară, de fapt, primăvara începe vara, da? O vară minunată, călduroasă, plină de fericire în inimile voastre. Eu v-am pregătit cafeluța lunii mai. Vedeți, aveți cana albastră, cana galbenă, să vă alegeți fiecare care cum doriți. Este o cafea generală, bineînțeles. Uh, nu personalizată, pentru că cafele personalizate mă căutați la numărul de WhatsApp care eu îl afișez sub acest video. Dacă doriți gratis, distribuiți 3 uh, videoclipuri și vă răspund la 3 întrebări gratis. La 5 video vă fac o etalare uh, personală, da? de la 10 videoclipuri în sus, cele care îmi distribuiți, de exemplu acest video de la 10 distribuiri, aveți parte de un ritual la alegerea voastră de dragoste, de fericire, de uh, prosperitate. Să nu uităm că luna mai vine cu acea faimoasă eclipsă de lună, da, care v-am povestit eu, unde se va face ritualul de dragoste, unde eu vă pregătesc un ritual de dragoste. Să nu uitați să vă cumpărați uh, trandafir, apă, să aveți o monedă, da, și bineînțeles să nu uitați de lumânarea argintie. Punând astea, eu voi începe cu prima variantă, cănița de culoare albastră, da? Pentru luna mai, o variantă generală, vă voi extrage, bineînțeles, și o energie. Să vedem ce vă spune energia lunii mai pentru cei care alegeți prima variantă de cafeluță. Hai, cănița de culoare albastră. Haideți să vedem ce vă spune energia lunii mai. Va trebui să aveți forță. Aici sunteți multe persoane puternice. În luna mai veți prinde la putere, veți prinde forță, femei puternice, femei care veți călca peste dușmanii voștri, care nu o să vă mai intereseze de nimeni și absolut de nimic. Foarte bine. Probabil o să călcați în picioare o relație toxică, o să trageți un șut în fundulez la bărbatul care vă supără sau închideți ușa în nas. O să faceți o curățenie generală cu persoanele rele din viața voastră, da? În general mă refer. Va fi o lună frumoasă, este o lună frumoasă, luna mai, o lună are nașteri, să nu uităm că această eclipsă de lună este în zodia Scorpion și înseamnă moarte și renaștere. Se pare că multe femei veți renaște sau veți prinde putere, cele care n-ați avut putere până în prezent, veți prinde la putere. Da? Hai să vedem cum arată cafeluța voastră. Asta este cafeluța pentru prima variantă. Ia uitați, vi se va îndeplini repede o dorință cu lacrimi, veți vărsa lacrimi de fericire. Oricineva de la drum lung vă veți împăca de fapt cu cineva de la un drum lung. O persoană care v-ați certat cu ea și văd o inițială de G, o persoană cu inițiala de G, vă veți împăca cu bucurie. Aici aveți o, chestie înceată, un melc, o dorință care funcționează încet, ca un melc, da? uitați acel melc, uh, și veți scăpa de niște necazuri. Da? Uh, bineînțeles că aici vă arată că vărsați încă lacrimi pentru cineva anume, dar veți scoate lacrimile din afara, din afara cănii, care înseamnă din afara sufletului vostru și nu o să vă mai pese. Haideți să vedem ce vă arată, vi se deschid ușile succesului pentru mulți dintre voi, ia uitați ce frumos este acest într-un punct, da, poate să fie pentru mai sau o săptămână, da, maxim o lună se deschide, totul cerul este senin, unde au fost nori, unde au fost supărări, unde au fost necazuri, ia uite că vine cerul senin și lucrurile vor fi foarte bine accentuate pentru voi. Mulți dintre voi veți avea șanse mari de rezolvare a unor chestiuni financiare. Dacă ați avut probleme financiare, eu văd că multe lucruri se rezolvă, veți avea un mare noroc, în special dacă sunteți în zodia Taur și mai mi apare de asemenea chiar și zodia Leu. Leul va renaște din cenușă. Se pare că la zodia Leu s-a întâmplat ceva luna trecută, ori ați avut o cumpă, ori ați avut o pierdere, ori ați, cum se zic, Zice, în românește ați luat o țeapă în privință la ceva, dar se pare că această lună se pare că divinitatea ține cu voi, cei din zodia peștilor, nu peștilor, scuzați-mă lei, și uh, se pare că vă va merge foarte bine. Da? Aici vedeți, dumneavoastră este o găină, da? o găinușă, aici apare bani. Da? situație financiară pentru persoane cu inițiala de R, mi-apare un P, un S și un I. Aceste inițiale veți avea noroc la drumuri scurte, veți avea noroc de o punguliță de bani, această minunată găină care înseamnă spor și prosperitate. Da? Foarte multe persoane veți fi predispuse la accidente, la fracturi, la rupturi, de picioare, la întorse. Atenție mărită, în special dacă mergeți pe munte, în special dacă călătoriți, da? dacă sunteți cu inițiala de C, de T, de I, de A. Atenție mărită la excursiile care le faceți, aveți grijă pe unde puneți piciorul pentru că sunteți expuși la răniri, la rupturi, la fracturi, la ceva de genul. Dacă cumva chiar și acum, de întâi mai, mergeți pe munte, de La un grătar, da? Atenție mărită și voi femei cu ce păpuși vă încălțați, pentru că eu văd aici o femeie care are un pic de, un păpuc care are accentuat, nu neapărat toc din ăla, deci poate să fie cu talpă dublă și nu calcă bine și văd o ruptură, da? Deci atenție mărită, da? Foarte multe drumuri veți face în luna mai multe persoane pentru a vă rezolva unele chestiuni bănești, unele chestiuni de documente, cei care n-ați avut locuri de muncă veți găsi locuri de muncă, văd o furnică foarte mare, aia înseamnă o hărnicie, da? Harn hărnicia voastră va fi răsplătită de Univers de Divinitate. La multe persoane în luna mai li se va face o dreptate într-o judecată, cei care aveți judecată veți avea câștiguri de cauză. Pentru mulți dintre voi veți detrona măștile persoanelor rele, da? le dați măștile jos. Uitați aici o persoană cu mască, deci asta este masca de pe față, iar voi veți da măștile jos a persoanelor care au fost false și veți descoperi adevărul. De asemenea, mi-apare și zodia Scorpionului și, bineînțeles, zodia Capricorn. Pentru Scorpion și pentru Capricorn va fi o muncă continuă, veți munci foarte mult în această lună, din câte se vede, dar veți avea și satisfacții mai mult din punct de vedere, cum să vă zic eu, sentimental. Cineva vă va duce laude, cineva vă va, vă va ridica în slăb și vă veți simți super ok cei din zodia Scorpion și Capricorn. Da? În dragoste, de asemenea, persoane cu inițiala DI, mai mi-apare un R, un N, un B și un X, veți, vă veți împăca, vă va merge mult mai bine în dragoste în luna mai, dacă ați avut ceva probleme. Ia uite că norii negri pleacă, da, și văd o reîmpăcare acei cu aceste inițiale. Atenție, mărită totuși la o mică cruciuliță de boală. Uitați aici, cruciulița la o răceală sau, ce știu eu, o cruciuliță de boală din punct de vedere al digestiei. Mai mult aveți grijă ce mâncați, da? A intoxicații alimentare a digestiei. Da? Unii dintre voi văd că în luna mai vă pregătiți de vacanță, poate plecați la mare pentru că văd valurile mării, s-ar putea să plecați pe litoral sau să plecați la mare, cei care sunteți în România veți merge pe litoral, cei care sunteți în țări străine văd că veți avea contact cu apa și veți fi super fericiți, veți sta 3, 4, poate chiar 5 zile, vă veți bucura, da? Persoanele care sunteți singure și planificați o vacanță împreună cu prietenii s-ar putea să vă

în alt brunet, slăbuț, da? care se vine către voi. Deci asta vrea să zică că poate să întâlniți pe cineva în calea vieții. Cei care ați întâlnit în prezent pe cineva, va trebui să fiți foarte atenți ca să nu fiți deluzionați. Persoane care vedeți inițiala de V, mi apare un R, un I, un N, veți pleca în țări străine, vi se va deschide ușile plecărilor și vă și eliberați. Aveți și un pantof acolo, da? Persoane care vă veți schimba destinul în bine, se pare, pantoful înseamnă o schimbare de destin cu o potcoavă, deci apare o schimbare de destin în bine, da? În sufletul vostru este liniște deocamdată, ați scăpat de unele probleme, este liniște, uitați o pernă, vă spune că aveți nevoie mai multă de odihnă. Unele persoane care aveți F, S, M, da? Inițiale din așa, aveți nevoie de odihnă, da? O persoană cu inițiala de M care veți avea un mare noroc, pentru că vă pare un păun în luna mai, foarte mare noroc. Alte persoane, încă mai aveți bolovani în calea vieții, mai aveți greutăți, mai aveți de tras mai mult din partea neamurilor și a familiei care vă fi în greutăți. Poate că aveți copii la școli, trebuie să le plătiți școlile, poate că, ce să vă zic eu, familia trage foarte mult de pe voi, da, aveți o chestie care vă trage în spate, deci ceva se agață de spatele vostru și vă trage în spate. Da? Și persoane care doriți să vă cumpărați ceva în luna mai, există șanse mari de reușită. Haideți să vedem și pe far furie ce vă spune celor care sunteți în prima variantă, ce vă spune far furie. Hai să vedem. Far farfurioara, farfurioara. Farfurioara, uitați aici, aveți o inimă pe negru, uitați -o ce, ce, mare este inima pe negru, supărare, veți avea în sufletul vostru, da? Persoane care, stați să scurt bine, ca asta nu, persoane care încă nu v-ați împăcat, încă suferiți din dragoste, inima ruptă, da? Aveți o inițială de V, de R, de A, vă tot visați să vă împăcați cu respectivul, dar eu vă spun că dorința asta, chiar dacă se îndeplinește, este de rău. Aici, bineînțeles, aveți o baleină, veți avea un mare noroc, veți scăpa de un necaz mare, persoane care sunteți cu iniția la de A, de C, de R, de I. Drumuri cu reușită vă cade, îndeplinirea dorințelor pentru situație financiară, se pare că se îndeplinesc unele dorințe, da? Încă mai aveți ceva blocaje, mai aveți ceva uh, supărări asupra voastră, mai aveți probleme financiare, mulți dintre voi da? Mai aveți unele greutăți, se va îndeplini o dorință legată de bani pentru o persoană cu inițiala decât, o altă dorință legată de dragoste, dar cu semne de întrebare. Și o altă dorință legată de o răzbunare se pare că în luna mai vă doriți o răzbunare unii dintre voi. Și veți avea parte de această răzbunare. Deci vă veți răzbuna pe cineva care v-a făcut să suferiți. Haideți să vedem și varianta numărul 2, ce vă spune. Pentru luna mai, hai să vă extrac și voi energie, să vedem varianta numărul 2. Pentru varianta numărul 2 ce vă arată? Păi vă arată succes financiar pentru mulți cei care sunteți în varianta numărul 2, în special începând de pe data de 9 mai, a uitat ce bani mulți. Dacă așteptați o sumă mare de bani care o aveți dată la cineva în luna mai vă vine acest noroc, poate că la locul de muncă, poate găsiți un loc de muncă cu bani mulți, da? unde veți fi bine plătit sau poate veți câștiga la jocurile de noroc sau poate cineva vă dă o moștenire sau bărbatul vostru care îl veți întâlni va fi foarte bogat sau voi persoana veți pleca în țară străină și veți câștiga această măreață sumă de bani are legătură cu sistemul financiar și vă merge foarte, foarte bine asta este varianta numărul 2 ia uitați ce repede la intersecție de drumuri se îndeplinește o dorință aici vrea să spună că se rupe ceva rău în viețile voastre, da, făcut o intersecție, de fapt un X, se rupe ceva rău pentru persoanele cu inițiala de S, de I și de R, se rupe un rău mare, va pleca un rău din viața voastră, foarte bine, foarte multe lacrimi, se pare că vărsați, cei din a doua variantă, pentru o anumită situație, vărsați lacrimi. Haideți să vedem ce vă arată și cănița voastră, pentru cei cu numărul 2 aveți persoane invidioase, că aveți un dușman din umbră, o persoană cu ochelari, care are și inițiala de J, care vă urmărește, care vă un J și un G, da? Vă urmărește și nu vă dă pace, vă este dușman, un bărbat care vă dușmănește cu J și cu G, da? De asemenea, aveți de ochiuri asupra voastră, încercați să purtați haine pe dos, poate că venind vara, na, vă îmbrăcați și dumneavoastră mult mai frumos, mai elegantă și sunt persoane care vă de ochi. da? Aici, din nefericire, aveți ceva probleme de sănătate, o încărcătură emoțională, poate că aveți, cum să vă zic eu, o depresie, să spunem așa, da? Încă mai planează această depresie până pe data de 15. Vi s-a întâmplat ceva în viața voastră familiară sau în viața voastră sentimentală, tind să cred și sunteți căzuți într-o anumită depresie. Veți ieși din această depresie, văd că sunt persoane care vă trag în sus, ia uitați aici este un bărbat care încearcă să vă tragă în sus din această depresie și încă o femeie. Poate sunt părinții voștri, poate sunt prietenii voștri, poate este soțul dumneavoastră care încearcă să vă tragă din această depresie. Până pe data de 15, încă sunteți sub stare acestei depresii, din cauza unor probleme care numai voi le știți, care le aveți în sufletul vostru. Aici eu văd o săgeată, veți primi vești rapide, vești bune. Dacă așteptați vești legate de un loc de muncă, da? persoane cu inițiala de D de asemenea și unii mare și un A veți avea reușite, veți, veți primi, uh, veți primi uh, răspuns pozitiv la unde ați băgat CD-ul să munciți veți primi răspuns pozitiv uh, multe persoane chiar și în luna mai eu văd aici zodia balanțe se pare că și uh, mai mi-apare și zodia vărsător încă sunteți într-o anumită confuzie Ați intrat într-o anumită confuzie, sunteți băgați în niște probleme care nu știți cum să faceți să ieșiți din ele, sau v-a băgat cineva, sau v-ați băgat voi de bunăvoie. Vo și sunteți într-un fel de labirint, să zicem așa, da, balanța și cu vărsătorul, sunteți într-un fel de labirint de gânduri și mai durează până când ieșiți. Mai este 12 și un 14. Deci ori până pe 12 mai, 14 mai, încă planează această confuzie, da? Aveți grijă la cine împrumutați bani în luna mai, pentru că acești bani nu o să-i mai vedeți înapoi pentru unele persoane luna mai se rupe o logonă, se rupe inelul, oricum relația n-ar mai fi funcționat. Se pare că aici este o relație veche care nu mai funcționează din cauza certurilor, contrazicere, problemelor de bani, neînțelegerilor caracteriale și se pare că femeia s-a săturat, de asemenea, personaj, spun eu, și îi dă păpucii da? Sau îi trage un șut în funduleț. Alte persoane uh, sunteți pregătite pentru un nou început în dragoste, începând de pe data de 13 mai, uh, ieșiți din zona de confort, da? ieșiți afară, în natură, pentru că veți întâlni uh, destinul. Persoane care sunteți cu inițiala de F, de S, uh, de asemenea mai mi apare un A, uh, mai mi apare un N și un O. Deci dacă sunteți cu aceste inițiale și căutați destinul, îl veți găsi da, în această lună. Aici aveți foarte mare grijă cu dureri de spate, dacă lucrați foarte, foarte mult, acoperiți-vă cu probleme la rinichi, zodia fecioară trebuie să fie foarte atentă cu urinichii, pentru că văd o răceală la pietre la infecție urinară, da, e semnul de la fecioară. De asemenea, mai mi-apare semnul săgetătorului cu pierdere de bani, atenție mărită, cu pierderea asta de bani la săgetător, atenție mărită în ce investiți banii, cei din zodia săgetătorului, pentru că există șanse să pierdeți, da? Veți versa lacrimi de fericire, multe persoane veți fi cerute din căsătorie sau chiar veți face în luna mai căsătorie. Eu vă spun că luna mai ar fi bine să nu vă căsătoriți, că este o lună care se spune că nu -ți sunt căsătorile. Acum fiecare face cum crede, dacă aveți deja planificată nunta, căsătoria, eu nu mă pot băga, da? Rămâneți însărcinate pentru că plecați în vacanță da? și se pare că este o lună fertilă, mai ales pentru persoane cu R, cu S, cu P, și rămâneți însărcinate, veți plânge de fericire, cele care nu doriți să arci atenție mărită, În păcări foarte multe se pot vedea, da? noroc financiar de asemenea, v-am zis că sunteți mulți care vă veți dezlega, dar încă mai sunteți care aveți ghinion atât din punct de vedere a banilor, sentimental chiar și... Uh, ceva ghinoane la casă, unii dintre voi, da? Văd că aveți conexiune mare cu biserica, unii dintre voi. Haideți să vedem și vouă ce vă zice farfurioara pentru luna mai, da? Ce se întâmplă aici? Ce se întâmplă? aici sunteți Zodia Gemen care vi se va îndeplini o dorință legată de vergheta voastră de căsnicia voastră, ori vă împăcați ori ce știu eu aici vă apare o focă, este de bine ați avut un mare necaz în spatele vostru și l-ați dat la spate cu această minunată focă, ia uite că în luna mai veți scăpa de necazuri cei care aveți inițiala de C cei care aveți inițiala de R de E, de I, ați avut o cruce, vedeți? Crucea, ia uite crucea, vedeți? Ați avut o problemă de sănătate și vă vindecați. Bine, poate că nu în totalitate, deoarece această focă asta vrea să spună, da? Mai aveți unii dintre voi ceva energii negative, ia uitați acest șarpe care încă planează asupra voastră, da, aici este o femeie care a trimis acest șarpe care dansează, parcă ar fi un ușor care dansează, o femeie care are o inițială de L, da, o inițială de I și este și în zodia Taur, din câte se pare, da, dar până la urmă vă veți elibera că aveți un baston ca o baghetă magică și vă veți elibera. Primiți foarte multe vești frumoase, din nefericire Aici se rupe o, o verghetă, vedeți, la persoane cu inițiala de ADS, se rupe vergheta, dar bineînțeles, atenție mărită cu sănătatea, v-am mai spus, pentru că sunt planează foarte mult probleme cu sănătatea și dorințele voastre sunt în așteptare. Pentru alții întâlniți destinul, după ce scăpați de aceste necazuri, uitați ce frumos întâlniți vergheta, întâlniți destinul, o persoană cu inițiala de o. Asta a fost, dragii mei, dragi mele, pentru luna mai, cafeluța lunii mai. Sper că v-a plăcut. Bineînțeles să nu uitați de eclipsa care este în data de 5. Eu vă voi face acel ritual, vă voi scrie și pe listă cu dorințe de dezlegări, în special în dragoste. Da? ritual de dragoste. Ăsta este un ritual care se face în ziua de eclipsă. Cu această ocazie vă doresc un weekend minunat, binecuvântat, să dea Dumnezeu să stați bine acolo unde sunteți, să aveți parte de sănătate, de liniște, de pace, de prosperitate, de tot binele din această lume. Doamne ajută!